Bună ziua! Eu sunt gazda voastră și azi vă voi povesti despre un episod foarte ciudat din viața noastră cotidiană. Un tânăr domn crede că și-a omorât mama. Oare chiar a făcut-o? Dacă veți veni pe 11 septembrie la ora 6, veți afla răspunsul. Sau nu? Am omorât-o eu pe mama? Poate că eu am omorât-o. Nu știu. Nu știu. Nevastă mea zice soacră mea, de nu zice soacră mea, zice cum dacă nu de nu, toți, toată lumea, toți, efectiv toată lumea, tu ai omorât-o pe mătă. Așa este. Eu am omorât-o pe mama. Da, așa este, nu mă ascund. Dar mărturisesc pe toți sfinții că nu am făcut-o cu premeditare. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand? Tot ce am vrut a fost să mănânc ceva și să mă culc. Dar atunci, în pragul casei mele, am dat peste taximetristul ăla. Se uită la mine și zice: cât capă, domne? Ce să capeți?